Amintiri din viitor de Andreea Russo În lectura lui Nicu Țurcanu În așteptare Răbdarea nu m-a definit niciodată. Cu toate că eram la curent cu fiecare amănunt din viitorul meu, eram nerăbdător ca acel ceva să se întâmple anume acum. Crescând și studiindu-mi mai bine viitorul, am observat că acesta are tendința să se schimbe. Nu radical, bineînțeles, Multe amănunte se schimbau totuși. Așa am început să mă tem de propriul viitor, înțelegând că nu mai pot fi sigur pe el. Eu, acel de mâine, m-am format datorită eului de azi. Astfel am ajuns să-mi mai atent prezentul. Timp îndelungat am așteptat un om. Pe ea. Doar datorită ei primeam plăcere de la viitor. Din fericire, de oameni nu ai cum să scapi. Probabil așa e scris undeva cu sânge, că trebuie să ne ciucnim de persoane concrete. Nu în zadar se zice că ne formăm prin prisma celorlalți, găsind bucăți de noi în alți oameni. Ea nu era o simplă bucată, era ceva mai mult decât atât. Mă simțeam normal lângă ea. Iubire Cineva mi-a zis odată, nu m-am decepționat în iubire, iubire e sacră, m-am decepționat în oameni. Iubirea există, însă nu e valabilă pentru oameni. Nu am iubit-o. Nu mai am ce să adaug la acest capitol. Ia. Cum să descrii ființa iubită în cuvinte? Pentru mine e imposibil. Oricâtă putere ar avea cuvântul, sentimentul în sine e mereu învingător. Nu pot să o descriu pe ea, dar pot să mă descriu pe mine în momentele în care am fost alături de ea. Un om împlinit, care se bucură de orice amănunt, un om care cunoaște încotro merge, pentru ce luptă și unde are să ajungă. Un om fericit. Probabil nu e normal să depinzi de un om, dar normalitatea nu m-a caracterizat niciodată. Deci, nu vedem în asta o problemă. Am început să o ador înainte de a o cunoaște. O așteptam de parcă așteptam să învii din morți. Amelia, te-am așteptat pentru a te pierde. Amintire în prezent E una când aștepți să apară o persoană în viața ta și e cu totul altceva să trăiești acest moment. Probabil e minunat să te trezești într-o simplă și monotonă dimineață pentru a ajunge seara înapoi în pat, realizând că a fost o zi specială după care vor urma multe schimbări. Eu nu am știut ce înseamnă asta, din motiv că am cunoscut întotdeauna scenariul zilei ce avea să urmeze. Și când mă trezeam dimineața conștientă de faptul că nu m-am trezit în dimineața care trebuie, că azi nu o voi întâlni, era imposibil să-mi ignor tristețea. După ploaie apare și soare. După dimineți care mi se păreau zadarnice, ișoate, sosi și dimineața potrivită. Dar vreau să evidențiez un gând căci dacă nu ar fi acele dimineți triste, nici când nu aș aștepta-o și nu aș prețui-o pe cea fericită. Și ce să zic, la fericire nu ai cum să ajungi fără să nu-ți morderești papucii de tristețe. În al patrulea an de universitate nu încetasem să frecventez orele suplimentare de la facultate de litere. Era firesc. Acolo urma să o întâlnesc pe ea. Stăteam în ultimul rând, iar ea în primul să nu întrebați ce temă se preda, cât de plină era sala sau cine dormita alături de mine. Nu am nici cea mai vagă idee. O vedem numai pe ea. Infinitul există. În momentul în care ai nevoie ca timpul să se scurgă mai repede, atunci când răbdarea îngenunchează în fața timpului, acesta decide să profite și să se simtă mai presus. Asemenea omului care e conștient de puterea sa, demonstrând că există cu adevărat. Nu am făcut cunoștință în acea zi, dar ochii ei mi-au prins într-un moment privirea. Aveam nevoie să fiu văzut de ea, să realizeze că exist, că sunt acolo, doar din motiv că ea există, că ea e acolo. Amintire neplăcută Mă consideram puternic, Amintirile mă impuneau să cred că sunt deosebit. Unii sunt de părere că am primit la naștere un dar. Nu fiți naivi. Am primit un blestem. Așa, cadou cu fundiță, de parcă l-am cerșit în genunchi. O zi nu a fost trăită fără încercare de a mă spăla de amintirile din viitor, de a uita ceea ce e normal să uit, să nu știu. Unii caută să fie deosebiți, iar alții visează să fie normali, ordinari. Anii m-au distrus, m-au transformat într-un mort viu și ca orice om, căci orice s-ar zice om am fost, m-am agățat de singurul fir ce ducea spre fericire, de Amelia. Și cum credeți ce a făcut viața? Mi-a tăiat ața, așa, brusc, din semin, de parcă nu aș avea dreptul la fericire, de parcă nu respect legile ei. Colecția mea de amintiri s-a completat, loc nu mai era. Îmi cunoșteam deja ziua, locul, ora morții. Au urmat trei ani, după care am murit. Din păcate, acea amintire devenise realitate. Refuzul Mă aflam în bibliotecă. Fugeam de amintiri, căutam o ieșire. Dar ce fel de ieșire poate fi din moarte? Distrus complet, dar cu speranță că totul se va schimba, asemenea unui actor care este impus un scenariu pe care nu-l poate accepta, și în loc să se revolte, așteaptă ca cineva să schimbe scenariul. Tipic uman. Tipic eu. Mereu am înghițit ce mi se punea pe tavă. Ce să zic? Blestemul știe către cine să se îndrepte pentru a domina. Pusesem omul potrivit. Cum rămânea cu Amelia? Nici cum. Eu știam de la bun început că o aștept pentru a o pierde. Și, da, drag cititor, eu am murit. Nu e o farsă. Omul primește ceea ce așteaptă. Dar ce faci dacă primești prea târziu ceea ce ți-ai dorit? În cazul meu, nu a fost târziu, dar a fost fără folos. Să fiu cu Amelia trei ani după care să mă îngroape? Nu cred că ar fi fost o alegere corectă. De aceea am renunțat la ea. Am ignorat-o dur. Am apărat-o de mine cum am putut. Bibliotecă? Ce bibliotecă? Ah, da, uitasem. Mă aflam în bibliotecă atunci când Amelia se așeză la masa mea. Era vis a -vis de mine. Sigur că îi simțeam prezența, privirea, chiar și emoțiile trăite de ea în acea clipă. Eu însă rămâneam drept ca o statuie. Mă comportam de parcă nu auzeam cum respiră. Mi-a întins un bilet pe care scria: Salut, Mir! Nu am ridicat privirea. Eram obligat să stau nemișcat, ca un dobitoc needucat care nu are bună cuvință să se salute. O durea, dar pe mine mă durea mai tare. Nu înțelegea motivul. Nu puteam să-i dau explicații. M-am ridicat și am plecat ca un laș care nu a îndrăznit cel puțin să-și privească omul drag. Am lăsat-o în acel loc singură, cu întrebări fără răspuns, dar am lăsat-o cu un viitor frumos, căci ea avea să devină viitoarea soție a lui Marc. Plecarea Acea perioadă m-a distrus într-un mod special. M-a distrus în așa fel încât am devenit puternic. Nu mai aveam ce căuta în viața Ameliei nu mai dispuneam de acel drept. Luasem decizia să fug cât mai departe de ea, mai bine zis de mine, că până la urmă eu eram cel care se temea de prezența mea în viața ei. Îmi rămăseseră trei ani de gol pe care trebuia cumva să-i umplu. Și ca să fiu sincer până la ultima literă, habar nu aveam cu ce să-i umplu. Viața pare o carte cu multe capitole, însă când îți piere interesul, numărul capitolelor nu mai are importanță. Știți, adesea am auzit această întrebare. Ce ai face dacă ai ști că mai ai de trăit o singură zi? În orice răspuns la această întrebare, veți găsi și secvența următoare. Aș petrece-o cu persoana iubită. Cât de departe sunt oamenii de cunoaștere morții? Cât de departe sunt oamenii de cunoașterea iubirii? Da, eu puteam atunci să aleg să rămân cu Amelia. Să trăiesc trei ani frumoși alături de persoana dragă. Dar ce avea să rămână cu ea după? În cazul meu, trebuia să trăiesc cu un gol trei ani. Ea, însă, ar fi fost condamnată la pustietate zeci de ani. Cum aș fi putut să îndrăznesc să o condamn pe viață la o asemenea durere? Cu certitudine, ignoranța mea a rănit-o. Dar atunci i-am rănit orgoliul, nu sentimentul. Atunci i-am refuzat dorința. Nu speranța. Viața nu e posibilă fără suferință. Totuși, contează să o alegem cu înțelepciune pe cea care nu ne va băga înainte de timp între patru scânduri. Nu e greu să părăsești un oraș de unde te alungi tu însuți. Mi-am făcut bagajul și am dispărut. Fără explicații și rămas bun, pur și simplu dimineața nu mai eram. Sunt normale asemenea dispariții. Tu, în câte dimineți te-ai trezit cu oameni dispăruți? Asta e. Oamenii apar și dispar. Viață curată, nu alta.